Zombie Apocalypse. Hai, salutare, mai prieteni, și bine ați venit la un nou episod pe acest canal. Băi, frate, înainte de toate vreau să facem o mică promovare canalului Hopper Sunny. Știu că este prima promovare de pe canal și v-aș ruga să vă ceți în linkul de descriere să dați acolo un subscribe băiatul acesta, deoarece are voință și am văzut că chiar îi place să facă YouTube și chiar aș vrea să vă ce să îl susțineți acolo cu un subscribe, uite cum fac și eu acum. M-am abonat și eu și v-aș ruga să vă ceți în linkul de descriere să vă abonați și voi. Vedeți și voi că așa arată canalul, are o poză de profil cu el, cu această persoană care are canalul, dar l-aș ruga să contacteze și el pe cineva sau un prieten de-a lui să-i facă un banner și un avatar mai mișto așa, deoarece ar atrage și mai multă lume. Și bun, ce face băiatul pe canal? Văd că a pus acum 15 ore, îmi refac ferma de la 0 cu FS19, deci pune și FS19, GTA 5, ce mare pe aici, cu Bercea și cu Andy, BMW versus Audi și nu mai știu ce. Am văzut că pune și Fortnite omul, pune și GTA Real Life, EuroTrack, The Long Drive. Vedeți, e GTA Real Life cu Dacia pe sistem acolo. Ce mai are pe aici? GTA San Andreas, grafică extraordinară și multe alte chestii are el pe aici, foarte tare. Am văzut că am mai făcut și live-ul ăsta cu Fortnite pe aici, foarte fain. Deci da, hai să vedem și noi un clip. Hai să ne uităm la ăsta cu GTA. Hai să dăm eu la început să vedem. Salut, și bine v-am găsit un nou episod de GTA Online. Sunt cu domnul Văduva. Bineînțeles, dacă se vede în lag, este de la mine, nu de la el. El are calitate bună la clip, nu are lag pe video sau ceva de genul. Bineînțeles, vreau să îi spun că ar fi foarte bine să se ducă și el să își regleze puțin la rezoluție, să aibă o rezoluție mult mai faină pe videoclipuri, deoarece mie mi se pare că nu este HD, bineînțeles eu sunt aici pe browser, dar nici pe acea aplicație YouTube de pe telefon nu prea se vede chiar HD așa de bine, dar l-aș ruga să vă se ducă să rezolve puțin problema și o să fie totul bine. Mă bucur foarte mult că are webcam, chiar n-am mai văzut la multă lume webcam la început așa. Bineînțeles, este o rezoluție mai proastă la webcam-ului, dar este foarte bine că îl are și că îl poate vedea lumea la față când joacă. Bineînțeles, hai să-i dăm și noi un like aici și v-aș ruga să vă ceți și voi să-i dați un like și să vă abonați, să dați și un comentariu la ultimul episod sau chiar la acest episod. Și bun, ce mai zice el? Nu a terminat sămânța. Da, văd că are un Bugatti foarte șmecher. E la casino aici. Da. Și hai să mai vedem pe aici, hai să ne mai uităm. Bineînțeles, v-aș ruga să vă ceți voi să vă uitați pe canalul lui, deoarece în felul ăsta puteți să-i descoperiți și voi clipurile și chestii din astea. Eu nu vă mai arăt, deoarece vreau să vă uitați chiar voi. Și da, v-aș ruga să vă ceți, dați acolo un subscribe, aveți canalul în descriere și v-aș ruga să strângem mulți abonați la canalul lui. Chiar m-aș bucura să strângem peste 200 sau chiar 300 de abonați. Hai să-i strângem și lui, văd că are voință și eu cred că o să ajungă departe băiatul acesta. Și bun, hai să trecem și la clip, să nu ne mai lungim atât. Hai, salutare, mai prieteni, și bine ați venit la un nou episod pe acest canal. Băi, fraților, să facem un nou episod de Farming Simulator 19. Bineînțeles, continuăm seria noastră cu moduri, deoarece am văzut că v-a plăcut foarte mult episodul trecut și m-am hotărât să mai fac episoade cu moduri despre acest joc. Și bineînțeles, v-aș ruga și pe voi să vă uitați acum să intrați pe Instagram sau Discord și să-mi trimiteți acolo linkuri cu modurile voastre care le-ați folosit și v-au plăcut și o să le pun probabil și pe video, pentru că în felul acesta o să arăt și la mai multă lume modurile care le folosiți voi și dacă o să văd și o să-mi placă și mie, o să le pun pe video. Deci v-aș ruga să faceți chestia asta chiar acum și vă mulțumesc din suflet. Bun, dacă vreți să lăsați un like, m-aș bucura foarte mult și bun, hai să vedem care este faza. Bun, în primul rând o să vă arăt un nou mod și zic eu că este foarte fain. O să vedeți acum o poză cu el. Vedeți și voi, este un MAN TGX 26.460, 6x2 și este HKL modelul. Și da, este un mod cu un MAN, vedeți și voi cum arată. Bineînțeles, este un MAN care poate fi modificat. Acesta este modificat și este puțin tunat, să zicem, ca în EuroTrack. Are acolo niște claxoane pe partea laterală deasupra oglinzii, vedeți. Are câteva proiectoare acolo sus, pe cabină, ca în EuroTrack, girofare. Are și două mici bulbaruri acolo lângă farurile din față, dacă vedeți voi, din aluminiu. Și este foarte tare, l-am folosit și eu pe Farming Simulator 19 și este foarte genial, este foarte bine făcut. Chiar este bine făcut ca cel din joc. Bineînțeles, vedeți că are o remorcă acolo care poate fi cuplată și poți să carci reale probabil cu ea. Vedeți din nou o imagine aici cu ea noaptea și este foarte tare și noaptea. O vedeți aici din nou cu remorcă după ea și da, este neagră după cum vedeți și nu este tunată ca cealaltă care v-am arătat prima oară. Este una stock și din coa vedeți o poză în care el descarcă grânele și este foarte tare, puteți să cărați grâne cu el și o faceți foarte bine treaba cu el. Și bun, hai să vedem. Avem aici price, el va costa 184.399 de euro, power 460 de cai are el stock și poate ajunge până la 640 de cai. Și ce mai avem aici? Avem trailerul Profinger Palift Trailer with Hawkling Atasher, price 55.000 de euro, this truck required the IT Runner Pack. Deci o să trebuiască să vă găsesc și pack-ul acesta și o să vă-l pun și pe acesta în descriere și o să aveți și manul acesta în descriere, deoarece este un mod foarte fain și eu zic că o să vă placă. V-aș ruga să vă duceți și voi în descriere să-l luați și să-l descărcați. Bineînțeles, nu este nicio promovare sau chestii din astea la niciun site sau vreo sponsorizare, dar astea sunt episoade în care vreau să vă arăt și vouă moduri, pentru că am văzut că vă place foarte mult seria asta și am hotărât să fac mereu episoade cu jocul acesta. Deci na, acum avem aici Apple Barn Plantation, deci asta este următorul mod care vreau să vi-l arăt. Și ce este chestia asta? Aveți aici o imagine, acum vedeți. Și ce este asta? Este o livadă de meri, bineînțeles este o fabrică, mai bine zis, și puteți să faceți bani cu ea. Vedeți aici o imagine în care pune acolo îngrășământ, din coa vedeți o imagine în care pune apă pentru aceste plante, pentru acești copaci, și din coa vedeți poză cu lăzile. Aici vedeți încă o poză cu mai multe lăzi și da, din coa vedeți încă o poză cu vânzarea, cât costă și chestii din astea, ce am mai făcut aici, statistici. Este foarte tare, chiar este foarte genială și poți face bani ușor cu această fabrică. Și dacă v-ați dori vreodată să aveți livadă în joc, uitați că v-am găsit eu un mod și sper că o să vă placă. Și bun, hai să trecem la următorul mod. Bineînțeles, avem aici un mod, vedeți acum o imagine pe ecran. Avem un Case IH Autonomous, este un tractor care a fost anunțat acum ceva vreme. Și da, este un tractor foarte tare, este un concept și da, am înțeles că acest tractor o să fie în viitor pe piață și chestii din astea, deci o să fie un tractor care merge fără conducător auto, fără șofer. Deci acest tractor merge singur, este ca un fel de AI helper și el adună informații, după care procesează și el face ceea ce procesează el acolo mereu. Bun, vedeți aici o imagine cu el prima oară și după care aveți o poză aici cu fața lui, cum arată el din față. După care avem aici una când dă cu cultivatorul, după care avem o poză din spate care este prin grâu, o poză aici pe munte și încă una aici cu cultivatorul. Bineînțeles, acest tractor nu are cabină, după cum vedeți, pentru că na, nu este cu șofer și Bineînțeles, el arată puțin mai diferit în realitate, dar ăsta a fost cel mai bun mod care l-am găsit cu acest utilaj, cu acest tractor și este foarte fain. Deci o să-l aveți și pe acesta în descriere, chiar m-aș bucura că l-ați luat și voi acolo să vi-l vedeți și voi acolo puțin, să vedeți cum este, chiar m-aș bucura mult. Și acum vreau să vă mai arăt și ultimul mod, care este un Kamaz 55.111 plus trailer, are și trailer și îl vedeți acum pe ecran, așa arată el, este un Kamaz din ăla mai vechi și da, ce avem aici, Kamaz Power, 191 de kW sau 260 de cai, cam atât are el, Speed, 67 km pe oră, Fuel Tank Capacity, 350 de litri, el costă 20.000 de euro. Bun, ce mai avem pe aici? Select Color Body, Working Lights, Working Dashboard, Working Mirrors, Animated Mud Flaps. Deci are animate acele mud flaps-uri, adică aripile acelea de noroi, acele preșuri de noroi, dacă știți, care sunt în spatele roții. Alea au animații și este foarte tare. Și mai avem Nefaz 8529 trailer, care costă 9200 de euro, are Color Selection, Working Lights, Animated Mud Flaps, It Get Dirty and Washes. Deci este un mod foarte tare și are și remorcă, deci vezi poza aici cum arată. Asta este singura poză care am găsit-o cu el. O să aveți linkul în descriere dacă vreți să luați și voi acest mod, pentru că eu zic că o să vă placă și este un mod mai vechi așa. Bineînțeles, vă mai reamintesc o dată, dacă vreți să îmi trimiteți și mie mai multe moduri care le găsiți voi, puteți să-mi trimiteți ori pe Instagram, ori pe Discord, o să vă răspund acolo și o să punem modurile în următorul episod. Dar bineînțeles, vreau să încheiem aici episodul, pentru că astea sunt toate cele 4 moduri care am vrut să vi le arăt. Le aveți toate în descriere dacă vreți să le luați. Bineînțeles, nu uitați, lăsați acolo un like, să vă abonați, dați un share că mă ajută foarte mult. Activați clopoțelul, dați un follow pe Instagram dacă vreți, îl aveți și pe ăla în descriere, Discordul la fel. Și puteți descărca și Brave-ul, îl aveți în descriere, este gratis, puteți să-l folosiți și să blocați foarte multe reclame cu el și mă ajutați și pe mine dacă îl descărcați și îl folosiți. Și da, cam asta a fost episodul, până data viitoare, v-am salutat, pa, pa!